Bine v-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem etalarea pentru perioada 1-15 septembrie, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Bun, ca de obicei, cum v-am obișnuit, vom începe cu energia voastră, să vedem energia celor din Zodia Rac pentru perioada 1-15 septembrie 2020. Energia celor din Zodia Rac, perioada 1-15 septembrie 2020, Zodia Rac. Și încă o carte. Culmea a căzut o carte din Zodie de Apă. 1-15 septembrie, Zodia Rac. Ok. Aici avem ghidare divină. Ascensiune spirituală, celebrarea vieții, abundență, activități pline de bucurie, energie foarte multă. Aici este o schimbare extraordinar de frumoasă la voi, extraordinar de bună. Pur și simplu vă deschideți aripile și vă faceți curajul să zburați. Mulți dintre voi ați stat într-o situație în care v-ați simțit constrânși, v-ați simțit îngrădiți, nu ați putut să vă exprimați liber. Poate este vorba de o căsătorie, poate este vorba de o situație financiară, chiar și de sănătate. Pentru unii dintre voi văd în clar viziunea mea că ați avut anumite afecțiuni sau anumite perioade pline de depresie, de frici, de anxietate, teamă și așa mai departe. Iar acum ați găsit remediu sau găsiți remediu să vă deschideți aripile și să zburați. Să vă vindecați de tot ce a fost pentru că v-ați lăsat ghidați divin în procesul ăsta care a avut loc. Ați lăsat lucrurile să meargă de la sine. Haideți să vedem ce spune și tarotul pentru cei din Zodia Rac. Și o să celebrați viața. Mulți dintre voi, asta este pentru, nu mulți, pentru puțini dintre voi, care v-ați confruntat cu o boală destul de gravă, poate chiar a fost ceva de viață și de moarte, ceva care a fost destul de periculos pentru voi, s-a produs un miracol, pentru că aici divinitatea a lucrat prin cineva pentru voi, ca voi să renașteți și să celebrați viața, bucuria că trăiți, bucuria că ați trecut peste acel moment, peste acea perioadă, peste acea afecțiune, peste acea boală. Foarte frumos. La voi este ceva foarte frumos și simt ca și energie ceva foarte calm și frumos. Înțelegeți lucruri, înțelegeți esența vieții. Înțelegeți de ce s-au întâmplat anumite evenimente în viața voastră. Înțelegeți că toate au fost cu un rost pentru a vă aduce aici unde sunteți acum. Pe lângă faptul că celebrați viața, celebrați și o abundență foarte mare și veți fi răsplătiți pentru bunătatea voastră. Veți avea o activitate foarte frumoasă. Poate mulți dintre voi v-ați dorit să începeți ceva, să faceți ceva care vă place foarte mult să faceți sau vă doreați de foarte mult și celebrați faptul că vă deschideți o firmă sau că sunteți artiști, pictați, scrieți, sunteți persoane, sunteți muzicieni, poate v-ați dorit o carieră în asta. Este ceva care vă lasă să vă deschideți liber și să mergeți pe drumul ăsta. Ok. Rac, septembrie, 1-15, evenimente importante. Rac, 1-15... 15 septembrie, evenimente importante. Mulți dintre voi ați meditat. Mulți dintre voi ați făcut un curs de yoga.
sau ați mers la așa ceva. Mulți dintre voi v-ați echilibrat energiile. Mulți dintre voi plecați dintr-o situație și o să facem clarificarea 10 de cupe. Poate asta a fost și situația care vă ținea și nu vă lăsa să zburați liberi, să vă exprimați liberi, să faceți ceea ce vă doreați. Aici este o decizie puternică, asul de săbii. O decizie puternică pe care voi o luați pentru voi. Și e venită de sus. Ai curajul să te exprimi liber. Ai curajul și ai încredere în tine că ai foarte multe de oferit. Ai foarte multe de făcut. Deții foarte multe calități artistice. Deții foarte multe... ai foarte mulți ași în mânecă, poți face foarte multe din punct de vedere financiar, carieră, mai ai foarte multe de făcut în viață, nu te oprești aici pentru cei care ați trecut printr-o situație urâtă. Ok, haideți să facem și clarificarea până acum, este foarte frumos. Văd și un individ aici care a fost o influență urâtă în viața voastră? Dar văd că prin calmitate și înțelegere ați decis voi pentru voi că investiția trebuie să o faceți în direcția voastră și nu în direcția acestei persoane. Vreau clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac. Clarificarea cărților de pe masă pentru cei din Zodia Rac. Poate mulți dintre voi chiar nu vă doriți o relație serioasă și v-ați dat seama că... Asta este pentru puțini dintre voi. V-ați dat seama că nu este momentul să aveți o relație și că vreți să zburați liber, să vă exprimați liber, să faceți întâi ceea ce ține pe parte de carieră. Pentru puțini dintre voi văd că cineva din familia voastră, soțul sau soția, v-a creat toate aceste stări, poate ați fost bolnavi, poate persoana asta v-a lăsat la greu și acum, prin faptul că v-ați revenit, vreți să vă vedeți de viața voastră și nu mai percepeți să vă întoarceți acolo. Decideți voi pentru voi, dar o faceți într-un mod foarte inteligent. O faceți într-un mod foarte finuț și rafinat, fără să deranjați pe nimeni, fără să vă certați, fără abordați problema cu foarte multă calmitate. Pentru alții dintre voi, puțini dintre voi, văd, luați cum rezonează pentru fiecare, văd că decideți că nu este momentul să aveți o relație, sau că persoana cu care ați dorit să aveți o relație nu este o persoană care își dorește o familie și atunci nu vreți să vă consumați energia, să vă consumați timpul și resursele cu această persoană. Pentru alții dintre voi vreți să mai așteptați în ceea ce ține de o relație stabilă. Personajul care aveți de-a face poate fi din Zodia Pești, care poate are deja o familie sau poate are pe altcineva. Însă cert este că relația a stagnat, este un capitol care se încheie cu lumea. Voi ați aflat ceva cu lasul de săbii. Ați aflat despre o regină de bâte, leu, berbec, săgetător. Aici ați aflat că persoana asta mai are pe cineva. Din nou, berbec, săgetător. Poate fi soție, poate fi, poate să vă reprezinte pe voi, aveți ascendent într-o zodie de foc sau... Poate să vă reprezinte puterea voastră cu care încheiați acest capitol. Și faptul că vă relaxați. Gata, mi-ajunge. Vreau să mă odihnesc. Ajunge cât am investit în persoana asta. Ajunge, vreau să îmi dau voie să fac ceea ce îmi place. Vreau să mă exprim liber. Vreau să nu mai fie frică să-i spun acestei persoane ceea ce cred despre el sau despre ea. Vreau să nu mai îmi fie frică, să stau ca pe ace, pentru că doar pentru că iubesc această persoană și nu vreau să-l pierd sau să o pierd, ok? Ați meditat, v-ați gândit, cea de-a treia persoană, v-ați fie cea de-a treia persoană care poate știți de ea, poate știe de voi, sau cred că mai mult știți voi de ea. Aici este o legătură financiară pentru câțiva dintre voi, persoana asta 7 de săbii, și o să facem și clarificarea, avea mai mult o dorință pe partea financiară vis-a-vis de voi, dar cert este că cea de-a treia persoană, dacă poate aveți de-a face chiar cu un leu berbec săgetător, nu spun nu, dacă sunteți în situația asta, să știți că persoana asta este o persoană care a obosit, mă special dacă sunteți domni. Și
vă aduce o claritate în legătură cu ceva. Dacă sunteți doamne, aveți claritatea că este o a treia persoană, dar cumva ori intrați în legătură cu persoana asta, ori cumva vă dați seama, nu știu cum aflați, voi o să știți, o să facem clarificare, că persoana asta nu are nicio vină și că de fapt șaptele de săbii, zodia pești, rac, scorpion, cu care aveți voi de-a face, este persoana care a fost vinovată de situația asta jenantă în care v-a pus pe amândouă. Sau dacă sunteți domn pe amândoi. Pentru că și cealaltă persoană a investit foarte mult și pentru câțiva dintre voi chiar nu știați una de cealaltă. Și cealaltă persoană a fost într-o stare destul de proastă și cealaltă persoană a avut claritate și voi aveți claritate acum. Ok, haideți să facem clarificarea. Pentru câțiva dintre voi, văd că aveți pe cineva, poate să fie vorba despre copiii voștri, cineva din pești, scorpion, leu, berbec, săgetător. Poate aveți pe cineva chiar dintr-o zodie de foc care a fost fiica, fiul sau din familia voastră care a suferit de o boală sau a fost o persoană bolnavă. Și asta v-a îngreunat pe voi și v-a ținut pe voi pe loc pentru că ați fost îngrijorați în permanență de ce persoana asta suferă de afecțiunile respective sau de ce se simte în felul ăla. Și bucuria voastră ca mame sau ca tați vine odată cu însănătoșirea acestei persoane, copilul vostru sau o rudă de-a voastră și aveți care vă aduce claritate de ce îi se întâmplau lucrurile astea. Ok, șapte de săbii, șapte de săbii. Poate vă luptați cu faptul că aveți copii care au foarte mulți dușmani și vă necăjește acest lucru sau relația în care stă nu este una satisfăcătoare, dar totul ia, totul capătă contur. Înțelegeți despre ce este vorba, totul se duce spre bine. Șapte de săbii pentru cei din zodia rac. Cinci de pentacule, regina de pentacule, lumea și îndrăgostiții. Am încetat să mai dau, ok? Am încetat să-ți mai dau, exact ce am spus, poate multe dintre voi sunteți mame, dar dacă este vorba de dragoste, încheiați un capitol cu o persoană, gemeni, poate să fie și gemeni, pești, scorpion, poate fi chiar raca și voi, mai vă săgetător, fecioară, încheiați un capitol cu o persoană, abandonați, ați avut pierderi financiare datorită acestei persoane, poate chiar a fost interesată financiar de voi sau poate chiar v-a furat pe unii dintre voi. Având șapte de săbii, vorbim de un hoț, la propriu. Și atunci spuneți, gata, am încheiat capitolul cu tine. Nu mai vreau să mai am de-a face cu tine. Doar pentru puțini dintre voi este valabilă asta. Și să nu fie cu supărare, dar trebuie să o spun. Poate mulți dintre voi ați încercat să puneți bețe în roate celei de-a treia persoane sau ați încercat, nu știu, să... Poate și voi aveți o familie, poate și cealaltă persoană are o familie sau are pe cineva și ați încercat să faceți diferite tertipuri ca să îndepărtați cea a treia persoană și vă dați seama că nu este cinstit ce ați făcut și că nu vreți să vă lăsați familia și că personajul ăsta oricum nu era potrivit pentru voi și oricum își dorește să fie cu cealaltă persoană. Pentru puțini dintre voi, doar pentru puțini dintre voi. Vă dați seama că ambiția asta nu v-a adus decât, practic, pierderea timpului. Spânzuratul pentru cei din zodia rac. Trei de cupe, exact. Mai exista altcineva în peisaj și nu există comunicare. Nu aveți comunicare din partea acestei persoane și lucrul ăsta vă... persoana asta când vorbește cu voi, când nu vorbește cu voi. Poate în momentul ăsta chiar nu va exista deloc comunicare și de-aia stagnează pentru că așteptați o comunicare cu cinci de cupe și cu asul de bâte. Cred că persoana asta pentru câțiva dintre voi va oferi doar sexualitate. Și cam atât. Și iată șaptele de săbii care se repetă. Persoana asta din zodia pești, gemeni,
Sau poate fi pești cu ascendent în gemeni sau invers. Persoana asta este o persoană extrem de sneaky. Vine când vrea să ia parte sexuală. Face promisiuni, abureli și așa mai departe. Persoana asta are un 3 de cupe. Haideți să vedem cine este 3-ul de cupe. Voi sunteți regine, ok? Doamnele și domnii din Zodiarac. Dar persoana asta nu mi se arată ca un rege, ok? Deci n-aveți de-a face cu un rege, aveți de-a face cu un spânzurat. Cu un om care privește lumea cu susul în jos, că este femeie, că este bărbat. Cu un paj. Deci voi știți ce vreți, sunteți persoane mature. Persoana asta nu știe ce vrea. Ce-am clarificat că m-am și zăpăcit. Ah, da, 3 de cupe. Exact. Persoana voastră iubită regretă după un leu. Și voi știați lucrul ăsta. Mulți dintre voi. Pentru cei care am spus prima situație, poate chiar ați fost mințiți și n-a știut. Sau 2 de cupe, relația cu un leu. Și așteaptă răspuns de la persoana respectivă care nu mai dorește regina de bâte să mai fie cu persoana voastră iubită. Ok. Haideți să vedem lumea. Ce încheie lumea pentru cei din Zodiarac. Ce încheie lumea? Poate mulți dintre voi făceați prostia să vă lăsați familia pentru cineva, dar vă dați seama că ar fi fost ceva, o greșeală fatală. Ce încheie lumea? Lumea încheie capitolul cu turnul. Încheie, poate ați locuit cu persoana asta. Încheie bunătatea voastră. Încheie... Încheie dorința de a crea o familie cu persoana asta. Turnul vine și destramă o fundație care nu este stabilă. Avem 7 de pentacole, 7 de pentacole și anume s-a investit degeaba aici. Exact ce vă spuneam, persoana asta nu e un rege, e un cavaler. Cel mult te cupe, rac pe scorpion. Încheie situația cu această persoană pentru că aflați de cea de-a treia persoană sau ați aflat deja. Și faptul că persoana asta vă crea iluzii, iluzii și vă ținea legați în iluziile astea, promisiuni false, niciodată nu era decisă. Karma, multe dintre voi, doamnele, ați fost karma și plata pentru această persoană, pentru ce a făcut celei de-a treia persoane. Poate voi sunteți cea de-a treia persoană, pentru că persoana asta este mai dinaintea voastră pentru multe dintre voi. Iar voi ați fost karma ca persoana asta să înțeleagă ce a avut în cealaltă parte. Poate e supărător spus așa, luați cum rezonează pentru voi, însă persoana voastră iubită a rănit pe cineva foarte mult și a trebuit să-și ia karma. Ok? Haideți să clarificăm și regina de bâte. Regina de bâte. Regina de bâte. Exact. Persoana asta a manifestat foarte multă suferință. Asul de săbi, asul de săbi. A manifestat foarte multă suferință. 3 de săbi, voi aveați 3 de cupe. A suferit foarte mult pentru ce a făcut persoana voastră. Persoana care stătea între voi. Acest bărbat. Sau această femeie, dacă sunteți bărbați. Persoana asta a fost implicată întru totul. A manifestat justiția și o justiție curată pentru că a vrut ca lucrurile să se clarifice. Vreau să vă dau asul de săbi pentru voi cei din Zodiarac. Iată regina de bâte, 7 de cupe. Steaua, un vărsător și regele de săbi. Poate chiar aveți un vărsător care are de-a face cu un leu berbec săgetător. Dar în sfârșit aveți claritatea că persoana asta pleacă către regina de bâte sau aveți claritatea că exista o a treia persoană care persoana voastră iubită își dorea sau își dorește împăcare, dar nu asta este esența etalării.
Esența etalării este că voi ați avut de-a face și aveți de-a face cu o persoană mizeră. Ideea este că voi o să zburați liberi după ce scăpați de acest individ sau această individă care n-a făcut decât să vă țină într-o iluzie. Hai că avem 10 de cupe, vom face o familie extraordinară, vom fi extraordinar de fericiți când totul vine cu turnul și distruge absolut tot. Pentru câteva dintre voi, chiar poate, ați rămas însărcinate cu această persoană și nu știți ce să faceți, dacă să păstrați sarcina sau nu, ori persoana asta nu își asumă responsabilitatea și nici nu și-o va asuma. Turnul. Vreau să văd turnul. Mulți dintre voi aveți de-a face cu o fecioară. Turnul încheie acest capitol. Avem din nou regina de cupe. Încheie acest capitol cu un rac pe scorpion și voi, dacă sunteți regine de cupe, sunteți total în defensivă cu acest bărbat, Taur Berbec, rac pe scorpion, care este extrem de mincinos, narcisist și egoist. Și nu mai vreți să aveți de-a face cu el sau cu ea. Vreți să terminați și puneți capăt așteptării. Puneți capăt, asta se întâmplă cu turnul. Gata, ajunge. Nu mai pot să jonglez între mine și altcineva. O vrei cealaltă persoană, ia-o. Oricum cealaltă persoană nu-l primește nici ea sau nici el. Sau poate sunt mai multe persoane la mijloc, pentru că simt mai multe energii. Dar eu nu mai vreau să fiu o opțiune în viața ta la care tu te întorci când ai nevoie de sex. Bun. Ce mă interesează pe mine este ce se întâmplă pentru voi. Stați să mai adunăm din cărți. Au, la baza etalării avea regele de cupe. Vreau să știu ce se întâmplă pentru voi în momentul când vă vindecați cu 4 de săbi. Asta mă interesează. Ia să vedem ce se va întâmpla. De fapt, vreau clarificare pentru vindecarea voastră 4 de săbi pentru cei din Zodia Rac. Pentru vindecarea voastră cu 4 de săbi și din Zodia Rac. Aveți răbdare cu voi, ok? Nu vă grăbiți. Mi se arată și aici, trebuie să spun și aici, poate domnii din Zodia Rac, iubiți o femeie sau aveți o femeie din Leu Berbec Săgetător cu care vreți să începeți o relație și terminați cu o zodie de apă și vreți să începeți o relație cu o femeie din Leu Berbec Săgetător și așteptați persoana asta foarte mult cu doi de bâte și o manifestați. Dar dacă sunteți doamne, exact ce am spus, vindecarea este, nu știu de ce văd pentru mulți. Dacă sunteți mame, pentru unele dintre voi ajutați un bărbat din Leu Berbec Săgetător să se împace cu o femeie din un bărbat din Rac pe Scorpion, ajutați, sau din Pești, să se împace cu o femeie din Leu Berbec Săgetător. Ajutați persoana asta. Ajutați femeia asta. Poate să fie o rudă de-a voastră. Pentru că văd că va exista o împăcare între aceste două persoane. Bun. Și ia să vedem șaptele de pentacule. Șaptele de pentacule. Voi știți mai bine. Poveștile sunt împărțite. Sunteți foarte multe persoane care vă uitați. Am spus, fiecare să ia ce îi se potrivește, iar ce nu rezonează pentru voi, lăsați deoparte. Șapte de pentacule. De ce simt pentru mulți dintre voi că aveți sentimente bune pentru această femeie? Ok? Ori multe dintre voi vă gândiți, știu că bărbatul ăsta se duce spre femeia asta, împăratul,
un nou început. Poate voi urmăriți femeia asta. Dar îmi doresc să nu-l primească înapoi. Ca să-și ia plata. Îmi doresc să-l refuze. Să-l refuze. Ca să mă simt bine. Și ce credeți? Îl refuză. Deci din punctul ăsta de vedere puteți să stați liniștiți. Îl refuză. La multe dintre voi este o luptă de orgoliu. Dar credeți-mă că acest capitol pentru voi s-a încheiat. Era o povară întreagă. Mergeți mai departe în viața voastră. Mergeți mai departe. Vă așteaptă ceva mult mai frumos. Întâi trebuie să vă ocupați de refacerea și independența voastră. Să puneți capăt acestui capitol, să înțelegeți că a fost o trădare maximă. Veți fi în defensivă. Ok? Moartea. Transformare. Pentru că aici erau mai mult de, cred eu, mai mult de 3 persoane. Vă găsiți echilibru. Și apoi vă grăbiți. Iată, avem 2-3 septembrie, lună plină în pești. Echilibrare, minte, suflet. Când înțelegeți totul, că sufereați după cineva care nu vă vindea decât iluzii. Iluzii. Și mai am vorbit mai devreme la o altă zodie despre pașul de bâte, care spune despre false promisiuni, false lucruri, care niciodată nu se adeveresc. Tot timpul vă părăsea persoana asta pentru cineva dintr-o zodie de foc. Care îi putea fi soție sau care... Voi știți cum este povestea. Ok. Atât am avut și pentru cei din zodia RAC. Pentru perioada 1-15 septembrie 2020. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.